Numele meu este Ecaterina. Am împlinit 39 de ani. Locul meu de reședință este un sat departe de civilizație. Am avut o familie fericită, până când soțul meu, cu câțiva ani în urmă, a părăsit această lume. Atunci fiul nostru Mihai împliniseră 10 ani. M-a ajuns soarta amară unei mame singure, dar am încercat să fac tot posibilul pentru ca să cresc din copilul meu un om decent și bun la inimă. După ce a absolvit 9 clase, Mihai a decis să meargă la studii la Colegiul de Construcții, care se afla în centrul județului. El locuia în cămin. Ne vedeam doar în weekend de câteva ori pe lună. El învăța foarte bine, dar ce ține de viața personală, păi, ce să zic, în acest sens a călcat pe câteva becuri. După ce a absolvit al doilea an, trebuia să vină acasă în vacanță, dar nu îi reușea. Credeam că nu mai ajunge, dar dintr-o dată a bătut la ușă. Nu a venit singur. Asta a fost undeva în august. Îmi părea că visez. În brațe fiul meu ținea un bebeluș. Mamă, aceasta este Victoria. Fă cunoștință. Cum adică fă cunoștință? A cui fiică e asta? A mea, mamă. Scuză-mă că așa s-a întâmplat, dar nu pot să o dau la orfelinat. Nu m-a lăsat senzația că visez, că sunt într-un coșmar din care nu pot să mă trezesc. Am decis să-mi scutur capul de câteva ori. Am închis ochii și chiar m-am ciupit. Nimic n-a ajutat. Nu dormeam. Mihai, fiul meu, ținea în brațe micuța pe care o săruta blând. Dragul mamei, povestește-mi cum s-a întâmplat așa că ai un copil pe care îl chemi al tău. Știi, nu voi ascunde nimic. Îți voi povesti totul. La începutul anului școlar a făcut cunoștință cu Arina. Ea era în clasa paralelă și el deodată a observat-o. Arăta diferit, nu folosea tone de cosmetică. Nu visa să cumpere tot arsenalul de haine la modă. Nu era ca altele, era diferită. A crescut, după cum a aflat Mihai, în orfelinat. El i-a propus să devină iubita lui peste câteva luni. A mers acasă în vacanță vara, iar când s-a întors înapoi, Arina s-a răcit. Refuza să se vadă, fiindcă se gândea că a părăsit-o. Dar ei au reușit să depășească neînțelegerea cauzată de distanță. Era dragoste adevărată. În curând, această dragoste a dat naștere unei noi vieți. El nu voia să recunoască intențiile de a se căsători. Au decis să aștepte majoratul pentru a se căsători fără permisiunea părinților. Fetița urma să se nască în iunie, fix când începea vacanța. Cine știa că Arina va deceda în timpul nașterii? S-a dovedit mai târziu că logodnica fiului meu avea o boală de inimă și era contraindicată sarcina. Mai târziu, el a trebuit să ceară permisiunea pentru a nu o trimite pe fetiță la orfelinat. A trebuit să doarmă sub uși, să vorbească cu doctorii ca să-i o dea lui pe Victoria. L-a ajutat șefa departamentului, care a făcut astfel încât copilul să fie scris pe numele lui. Când am aflat ce s-a întâmplat, nu puteam rămâne indiferentă și nu puteam să-mi las copilul în necaz. Dimitrie a început să învețe la fără frecvență și să lucreze la ferma locală. El își adora fetița și o iubea foarte mult. Cel mai probabil îi seamănă mult iubitei sale, care, cu părere de rău, nu mai este printre noi. Prieteni, dacă v-a atins această istorie, nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe.